Testarea se face gratuit la Centrul de Consiliere și Testare HIV-SIDA. Centrul funcționează la parterul Direcției de Sănătate Publică Suceava. În cazul în care rezultatul este pozitiv, probele se analizează din nou la București, la Institutul Național Cantacuzino, unde investigațiile de laborator sunt mai complexe și certifică diagnosticul. Teste gratuite se fac și la Centrul de Transfuzii Sanguine, dar numai pentru persoanele care donează sânge. Pentru celelalte, testul se face contra cost. În județul Suceava, numărul seropozitivilor a ajuns la 184, după ce, de la începutul anului, 12 suceveni au fost depistați cu HIV-SIDA. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Suceava, virusul HIV, responsabil de apariția maladiei SIDA, a fost depistat la o adolescentă de 17 ani, la un tânăr de 23 de ani, precum și la o tânără de 20 de ani, toți din zona Vatra Dornei. Cu această afecțiune au mai fost diagnosticați în 2012 un bărbat de 34 de ani și un altul de 37 de ani, ambii din zona Fălticeni. În acest an, boala a mai fost confirmată la un alt tânăr de 23 de ani din zona Suceava, dar și la o femeie de 38 de ani din zona Fălticeni. Cu HIV-SIDA au mai fost depistate în 2012 și două femei care au decedat la scurt timp de la diagnosticare, una de 28 de ani din zona Suceava, la care boala a fost confirmată în luna martie, și cealaltă de 45 de ani din Vatra Dornei, la care afecțiunea a fost descoperită în luna mai. Celelalte persoane depistate în acest an cu HIV-SIDA sunt un bărbat de 47 de ani din zona Suceava, o tânără de 23 de ani din zona Rădăuți și un bărbat de 36 de ani din zona Suceava.